Societatea Secom este operator regional de apă și canal și deservește un număr de aproximativ 130.000 de consumatori la nivelul județului Mehedinți. Secom a beneficiat în ultimii ani de proiecte implementate prin programe europene, cu ajutorul cărora s-a reabilitat rețeaua de alimentare cu apă și canalizare la nivelul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, iar în județ s-au construit noi rețele de alimentare. În stația de captare, tratare apă din Drobeta Turnu Severin, o parte din parametri, cum ar fi turbiditatea, pH-ul, se monitorizează și online cu ajutorul analizoarelor de proces, informații necesare în procesul de tratare al apei. Astfel ne asigurăm că apa care ajunge la consumator este de calitate corespunzătoare. Înainte, cea mai mare parte a apei produse se pierdea în sistemul de distribuție printr-un consum neglijent. Toate apele uzate orășenești se deversau netratate în Dunăre prin cele 7 colectoare. Stația de tratare a apei potabile a fost foarte veche, reabilitarea și modernizarea ei fiind esențială pentru a asigura standardele de calitate europeană pentru apa potabilă. Între 2007 și 2009, societatea Secom S.A. a obținut finanțarea unui foarte important proiect cu ajutorul fondurilor europene, prin care s-a retehnologizat această stație de tratare a apei din Drobeta Turnu Severin. Practic a fost schimbat vechiul proces tehnologic cu un proces de filtrare, flotare, floculare. A fost reabilitată clădirea administrativă și clădirea filtrelor, dar și partea electrică și de instrumentare a stației. Trebuie spus că înainte de accesarea acestui proiect, cea mai mare parte a apei produse se pierdea în sistemul de distribuție printr-un consum neglijent. Toate apele uzate orășenești se deversau netratate în Dunăre prin cele 7 colectoare. Stația de tratare în care ne aflăm acum a fost foarte veche, reabilitarea și modernizarea ei fiind esențială pentru a asigura standarde de calitate europene pentru apa potabilă. Contractul a avut o valoare de 6,3 milioane euro și s-a desfășurat pe perioada de timp cuprinsă între februarie 2007 și noiembrie 2009. Scopul acestui contract ISPA de proiectare construcție finanțat cu sprijinul Uniunii Europene a inclus, printre altele, schimbarea vechiului proces tehnologic cu un nou proces de filtrare, flotare, floculare, reabilitarea clădirii administrative și a clădirii filtrelor, reabilitarea părții electrice și de instrumentare a stației.